Problemele familiei Ion cu reprezentanții Electrica sunt mai vechi. Anii trecuți, contorul înregistra foarte mult consum, iar aceștia au cerut o revizie. Le-a fost înlocuit aparatul, însă problemele au continuat. Au făcut mai multe solicitări fără răspuns. Luna aceasta au primit o somație și soția a mers să plătească factura. Oamenii s-au trezit însă fără curent electric. Dintr-o dată s-a stins televizorul. Am ieșit afară și am văzut doi băieți. Nu știu dacă sunt de la Electrica. Am mers aici și am întrebat ce fac acolo. Bineînțeles că i-am văzut ce fac acolo, dar i-am întrebat ce fac. Mi-au spus că mi întrerup energia, tensiunea, curentul. I-am întrebat de ce, au spus că pentru neplată. Și am spus să stea puțin, să nu plece și să nu mai facă ce vor ei să facă acolo, că le aduc din casă factura, le demonstrez că am plătit tensiunea. Bineînțeles că nu m-au ascultat, ei și-au făcut treaba lor. Eu am intrat în casă până am ieșit cu factura și cu bonul de la Payzone, cu acea chitanță. Ei deja își făcuse treaba, și-au strâns lucrurile și-au plecat. Luna trecută am făcut același lucru. În funcție de cum ne-au picat și nouă banii, ne-am dus și am plătit. Au mai trecut peste somație câteva zile, dar nu s-a întâmplat. Eu luni am plătit, am mers cu piticul și am plătit factura, iar marți am avut surprinderea la ora 9 să fie deplasată. Omul a mers să ceară informații la Electrica sucursala Pucioasa. De aici a fost trimis la Târgoviște. Cei de la Târgoviște i-au spus că problema trebuie rezolvată de angajații de la Pucioasa. Toată ziua a fost pus pe drumuri. Spune cu taxă, deci zice că începând cu data de 10 a 8-a voi fi debranșat. Nu au venit în acest termen pentru că au existat discuții. Dacă era în acest termen și eu nu plăteam, era nicio discuție. Foarte bine. Uitați, aici se vede clar. La Payzone scrie operator Electrica 26-8-2015. Ei au venit în data de 27. Această factură și acest bon l-am arătat și celor de la Electrica, firește că nu m-au luat în considerat, nu îi interesează pe ei așa ceva. Ulterior, cei de la Electrica le-au transmis că pentru a avea din nou curent electric trebuie să plătească o taxă de reconectare. S-au făcut niște costuri, acum trebuie să suportați. Cât tot, 2 milioane. Am încercat să obținem un punct de vedere de la Electrica Pucioasa, însă nimeni din instituție nu a stat de vorbă cu noi. Paznicul a sugerat să facem un drum la Târgoviște, adică să reluăm traseele făcute de reclamant.